Vă salut! Astăzi vreau ca să vă prezint acest disc cu care am tăiat aceste bălării. Principiul este extraordinar, dar meseriașul mai are de învățat. Nu gândește logic, inginerul care a făcut chestia asta, în curând o să facă pușcărie. O să fie închis pentru așa ceva. Am făcut acest filmuleț ca să vă arăt și să vă previn să nu cumpărați niciodată așa ceva. Sistemul este ca la flex, cu piuliță rapidă care se strânge pe stânga. Vreau ca să vedeți cum arată un cuțit pe care l-am cumpărat. Am dat 45 de lei. 1 plus 1 gratuit. Acesta e gratuit. Dar toate produsele au preț, numai că se înjumătățesc sau... Internetul este plin de așa ceva, discuri cu cuțite, cu două, cu trei cuțite, cu patru cuțite, cu cinci cuțite și cu șase cuțite. Dacă eram un băiat rău, dădeam în judecată producătorul și aveam câștig de cauză. Pentru că am respectat tot ceea ce mi se impune, să nu tăiem în locuri cu pietre, am tăiat numai, cum se vede, costrei și alte bălării crude, nu sunt uscate. Și a sărit cuțitul chiar înainte ca să opresc motocoasa. Chiar vreau să laud acest cuțit pentru că principiul este extraordinar. Numai că concepția, conceptul, să pun aceste nituri foarte subțiri este greșit. Teoretic, cu această bucșă este ok, pentru că cuțitul se învârte în jurul bucșei și nu se retează prezonul. Vreau ca să vă spun, fac acest filmuleț ca să vă avertizez să nu cumpărați așa ceva dacă vreți să mai trăiți. E posibil ca să loviți pe altcineva, îl mutilați pe viață sau să vă vină în picior, indiferent ce echipament ați purta. Eu așa am făcut astăzi. Am experiență, dar câtă experiență ați avea, puteți să vă accidentați foarte rău. Deci aceste discuri, o să iau legătura cu de unde le-am cumpărat, o să fac o plângere, pentru că așa ceva nu se poate ca să iasă ceva pe piață în felul acesta și să murim din cauza lor. Nu știu dacă sunt brevetate aceste discuri. Am mai cumpărat acum 4 ani așa ceva. Erau îmbrăcate cu cauciuc, o mare porcărie și acestea. Dacă producătorul ne urmărește din întâmplare, să nu mai facă așa ceva. Să gândească de 10 ori și să facă o singură dată. Să practice el, să facă experimente mai mult timp pe propria piele și apoi să ne tăbăcească pe noi. Acest disc este făcut de mine. În felul acesta ar trebui ca să facem un disc. Am pus șuruburi de metric 8 și am avut și eu o surpriză. Eu am împrumutat acest model din Italia. În Italia era ceva asemănător, dar acest sistem era din aluminiu și aceste cuțite erau din metal. Nu știu dacă erau
bune, reușite, costau undeva 50 de euro. Nu mi-am permis la timpul respectiv ca să dau 50 de euro pe o steluță, pe un sistem ca acesta. L-am făcut eu. Nu vă sfătuiesc ca să faceți așa ceva, pentru că aceste steluțe sunt foarte casante. Vedeți, aici s-a retezat de la de unde a fost flanșa. Am tăiat foarte mult cu acest disc, și la lucernă, și lemne mai groase, crăcii, puieții, puieți de salcâm. Cuțitele au fost de 100 de milimetri, deci era și turație mai mare. Am fost foarte mulțumit, dar nu știam că metalul este atât de casant. Deci așa ceva să nu faceți acasă, de aceea am făcut acest filmuleț, ca să vă avertizez, pentru că sunt foarte periculoase și trebuie făcute, acest principiu trebuie făcut într-o fabrică, făcute de persoane care cunosc materialele, și ar trebui ceva asemănător, dar făcut diferit. Adică fără nituri, cu șuruburi minim metric 8, cu bucșă, cum este conceput aici. Sistemul este extraordinar, nu contest lucrul acesta, dar nu are rezistență. L-am folosit 10 minute. Uitați cât am tăiat. 10 minute. În 10 minute aveam ocazia să-mi pierd un ochi, să-mi sară în picior, Doamne ferește, să mor. Deci nu sunt sigure. Un domn m-a avertizat din obor, de la ruși, de la bazar, din Ploiești. I-a spus, domne, eu așa ceva nu mai țin. Am vândut odată și a venit clientul la mine și mi-a spus, domne, vrei să mă omori? A rămas un cuțit ca acesta într-un lemn, și toate persoanele care vor să cumpere așa ceva, este foarte bun până se rupe. Și când s-a rupt, este posibil să fie ceva foarte grav. Eu am fost foarte norocos că cuțitul a sărit în bălăriile acelea și nu s-a întâmplat nimic grav. El, când pierde un cuțit, începe și vibrează. Deja vă dați seama când sare un cuțit. Niturile acestea sunt o porcărie. Uitați, din cauza la centrifugare, se lărgește, nu mai sunt paralele și nu este un material tare, și a ieșit cuțitul. O să continui să fac cu această steluță pe care o am de ceva timp. Am fost mulțumit, dar aș prefera să concep și așa ceva, sau în felul acesta, dar cu două discuri, ca cuțitul să intre în interiorul discurilor. Dar cred că pentru o motocoasă este prea greu să facem așa ceva. Mai sunt sisteme asemănătoare, cu cuțite din plastic. Le găsiți la Stihl, la Husqvarna. Sunt reușite, foarte reușite, dar sunt și foarte scumpe. Încă o dată, vă rog să nu cumpărați așa ceva, pentru că sunt foarte periculoase. Să sperăm că producătorul nu se supără pe mine, nu este o defăimare, vreau doar ca să ia măsuri, să facă produsele acestea mai rezistente, și atunci poate să-mi scrie și chiar le pot face un test, și de ce nu le facem o reclamă bună, nu? Pentru că ce este bun ne putem folosi cu toții de el. De jumătate de oră tot caut cuțitul acela de la motocoasă și nu-l găsesc. Să sperăm că nu a sărit pe la vecin prin curte.
Vă spun lucrul acesta și vă dau cele mai bune sfaturi. Am experiență în așa ceva de mai bine de 15 ani. Am avut diverse motocoase și știu cu ce se mănâncă tăiatul bălăriilor și cum se face un cosit corect în unele cazuri. Vă spun pentru că nu vreau ca să vă accidentați. Eu am fost accidentat odată de la motocoasă. Când tăiam cu gută, am prins o sârmă, s-a centrifugat și mi-a intrat în gamba piciorului 11 cm. A fost foarte dureros, o sârmă ruginită, s-a rupt acolo, a trebuit să merg la spital să mi-o scoată și am șchiopătat aproape o lună de zile. De aceea, ce este bine de știut, să evitați cât mai mult aceste lucruri ca să nu vă accidentați. Vreau să vă mai arăt acești lăstari de Paulovnia. O să încep eu să rup din ei, pentru că nu avem nevoie de atâți. O să lăsăm doi dintre cei mai viguroși și o să-i tăiem în toamnă. Așa arată. O să smulg lăstarii aceștia și o să-l lăsăm pe cel mai viguros în toamnă. Apoi, poate din toamnă, o să tăiem pe aceștia. La fel avem și aici și în partea aceasta. Avem și o pisică care fuge de acasă tot timpul. Deci are o viteză de creștere extraordinară în aproximativ 2 luni. A crescut atât de la zero. Deci 1,60 m de la zero. Când i-am tăiat nu avea lăstari împrejur. Deci împrejurul buturugii. Acesta s-a îngroșat mult mai mult, se mărește rădăcina, se ridică pământul în sus. Aici vreau ca să am cosit iarba, vreau ca să aduc pământ și să pun și eu gazon, să mai elimin din bălăriile acestea. Ușor, ușor să facem toate lucrurile. Astăzi David a încărcat sacii cu tocătura aceasta care am tocat-o de la Paulovnia. Mai trebuie să mai cumpăr ceva saci, câțiva saci și să băgăm toată tocătura în saci. David trebuie să plece să își bage dosarul de școală de șoferi și o să rămân singur, o să văd ce fac până în seară. Începusem la atelier ca să prindem toate grinzile cu ancură chimică, cu bară filetat. Asta o să rămână pe mâine. Vreau ca să vă sfătuiesc ca să nu faceți acasă lucrurile acestea. Eu m-am folosit mult de ele, dar poate că voi acasă nu aveți norocul meu și poate se întâmple o nenorocire. Cel mai bine este să luați ceva din comerț, brevetat, și când înainte să-l puneți pe motocoasă, să vă uitați și să vedeți dacă prezintă siguranță. Luați-vă toate măsurile de protecție și ca să nu se ajungă la acest rezultat. Dacă v-a fost de folos acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți
Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!